Apel urgent de trezire. 5G este un pericol pentru trup și viață. Așa zisa medie de calitate raportează foarte euforic despre noua generație de telefonie mobilă 5G. Germania ar avea o telefonie mobilă înapoiată și ca o locație importantă de afaceri ar fi absolut nevoie de o rețea mobilă completă. Locuri fără semnal nu ar mai trebui să existe. Rețeaua 5G permite conducerea autonomă a vehiculelor și informează automat când sticla de lapte din frigider este goală. Deci, tehnologia aceasta ar fi absolut necesară pentru viitorul nostru. Astăzi vă prezentăm ca voce contra un apel urgent de trezire la realitate. Iată amenințările esențiale ale tehnologiei 5G. 1. 5G, pericol pentru integritatea noastră fizică. Oricine crede că saltul de la 4G la 5G este următorul pas, comparabil cu cel de la 3G la 4G, greșește imens. Pentru că 5G înseamnă un salt cuantic gigantic și este cea mai gravă intervenție umană în natură din întreaga istoria omenirii. Pentru a instala 5G la nivel național în Germania sunt necesare aproximativ 800.000 de emițătoare noi. 5G necesită o dezvoltare de infrastructură masivă, așa cum nu s-a mai văzut până acum. Pentru 5G, operatorii din zonele urbane trebuie să instaleze o antenă mobilă de mare viteză la fiecare aproximativ 100 de metri. Ce pădure de antene! Cu alte cuvinte, un tsunami de radiații. Ca 5G să aibă o putere suficientă de penetrare în ciuda radiației cu unde scurte, necesită o creștere a puterii de transmisie de până la 1000 de ori. 5G înseamnă două lucruri. 1. Antene omniprezente cu microunde. 2. Creștere dramatică a intensității radiațiilor. Această creștere exponențială a iradierii forțate a întregii populații este un experiment iresponsabil asupra sănătății umane. În 2011, OMS a clasificat comunicațiile mobile drept eventual carcinogene, în categoria 2B a cauzelor care provoacă sporit cancer. Oameni de știință de rang înalt susțin, bazat pe cele mai recente studii științifice, că se impune clasificarea la nivelul 1 a radiațiilor drept cancerigene. Cât de periculoasă este tehnologia 5G s-a arătat la sfârșitul lunii octombrie 2018 în Haga, Olanda. În timpul unui test de 5G, cel puțin 298 de păsări sănătoase au căzut moarte din cer. Martorii oculari au raportat că și rațele s-au comportat în mod vizibil ciudat și au încercat în mod constant să-și mențină capul sub apă. La o săptămână după aceea, mai mult de 100 de grauri au murit și au căzut din copaci în parcul Huygens din Haga, când a fost efectuat un nou test 5G. Concluzia 1. 5G reprezintă o amenințare semnificativă la adresa integrității fizice a oamenilor și a animalelor. 2. 5G, pericol pentru viața și libertatea noastră. Prin această pădure globală de antene cu microunde și microchipurile RFID, care vor fi incorporate în toate lucrurile, devine posibil ca totul să fie conectat în rețea și să comunice reciproc. Se vorbește despre internetul tuturor lucrurilor. Tom Wheeler, fost președinte al Comisiei Federale de Comunicare FCC, o spune pe scurt. Sute de miliarde de microchipuri sunt asociate produselor, de la sticluțele cu pastile la aspersoarele pentru gazon. Trebuie să respingem ideea că viitorul 5G va fi exclusiv pentru zonele urbane. Revoluția 5G va afecta toate colțurile țării noastre. În cazul în care poate fi conectat ceva, va fi conectat. De asemenea, microfonul și camera video din computer vor fi conectate. Și drept urmare, un sistem de supraveghere totală se plasează astfel în casele noastre. Rețeaua 5G poate vedea prin pereți și case și duce la un control digital al fiecărei persoane. Această supraveghere nu se extinde doar la propria casă. 5G va permite de asemenea monitorizarea cuprinzătoare a întregului peisaj, pentru că 5G e o capacitate de rețea mobilă.
Fiecare punct mobil va fi monitorizat. Casele noastre trebuie să devină așa numite case inteligente, iar orașele să fie orașe inteligente. Totul este conectat digital prin radiații microunde și astfel suntem prinși într-o rețea de microunde nocive care ne paralizează spiritual, mental și fizic. În cursul acestei nebunii de digitalizare și banii trebuie digitalizați. Cu argumente slabe, se va încerca să se convingă populația că banii lichizi în numerar sunt depășiți. Odată ce totul este digitalizat și internetul obiectelor e conectat la rețea cu lumea reală, există control total asupra fiecărei ființe umane. Concluzia 2. 5G deschide calea pentru o dictatură de supraveghere a cărei amploare nici George Orwell nu a putut-o bănui. Dragi spectatori, deoarece mass media a păstrat până acum aceste voci sub tăcere, această emisiune nu este doar un apel de trezire, ci și o alarmă, deoarece deja în primăvara anului 2019 frecvențele urmează să fie scoase la licitație de către Agenția Federală pentru Rețele. Scopul este ca până la sfârșitul anului 2022, 98% din gospodării să fie conectate la rețeaua 5G. Prin urmare, sprijiniți-ne în apelul de trezire prin transmiterea acestui program către cât mai mulți dintre prietenii și cunoștințele dumneavoastră prin intermediul linkului de mai jos. Amănunte despre această tehnologie veți afla în emisiunea noastre următoare din această serie. În acest fel, ajutați în mod activ să vă asigurați că se va trezi și mediul înconjurător al dumneavoastră și că se va dezvolta o mișcare contracomună.